de 8 martie, doamnele și domnișoarele din Alba Iulia, aflate la volan, au avut parte de o surpriză cât se poate de plăcută. De ziua femeii au fost oprite de polițiștii rutieri, însă nu pentru amenzi de circulație, ci pentru a primi flori și un călduros la mulți ani. Cu ocazia zilei de 8 martie, polițiștii din Alba Iulia au ieșit pe teren pentru a amenda cu flori doamnele și domnișoarele aflate la volan. Astfel, 10 de șoferițe au fost oprite de polițiștii rutieri, însă nu pentru nereguli în circulație, ci pentru a primi flori de ziua lor. Nici doamnele și domnișoarele aflate pe locul din dreapta nu au scăpat de amenzi, acestea primind la rândul lor flori din partea oamenilor legii.